petiția noastră, aceste acțiuni, adică într-o oarecare măsură, cei care analizau această petiție, nu suntem siguri dacă măcar au citit-o. Prin această modalitate am ajuns astăzi aici, când putem spune că ni s-a impus acest blocaj în fața noastră, în fața celor 10.000 de semnatari a petiției noastre, că acest proiect nu lucrează. Am primit argumente de tot soiul, de la argumentul că liniile de electricitate trebuie să odihnească cel puțin 4 ore pe timp de noapte, până la argumentul că oamenii care ies noaptea în oraș, astea sunt cuvintele reale a domnului Andrei Postică, dacă nu mă greșesc, că oamenii care ies noaptea în oraș ies cu minimum 1.000 de lei, da, și probabil nu știu cine ies în Chișinău cu 1.000 de lei pe noaptea, dar așa, astea au fost cuvintele. La sfârșit ne s-a spus să urmăm caietul nostru de sarcini, acel caiet de sarcini care prevedea pe 1 aprilie lansarea transportului public pe timp de noapte în regim de testare, fără sondaj, fără informarea cetățenilor, fără acel studiu de fezabilitate care l-am cerut noi, sau faceți ce vreți. Am ajuns la acel moment când am decis să facem ceea ce vrem și acum trebuie să luăm acest proiect, să facem o cocitură. Da, ceea ce trebuie să facem. Am ajuns acum că trebuie să facem o cocitură în proiect și să înaintăm acest proiect direct prin Consiliul Municipal Chișinău, unde avem deja fracțiunile care ne-au asigurat cu susținerea lor. Respectiv, asta urmează să facem, pentru că alte soluții absolut nu avem. Avem un proiect care este necesar, ceea ce au fost demonstrat prin cele 10.000 de semnături.